Așadar, Nicoleta, din cetatea lui tu? În cetatea cerului. În cetatea cerului. Am pornit pe drumul ăsta, au pornit mâniosul și ambiția. Au plecat din cetatea lui tu pentru că așa i-a sfătuit smerenia. De ce să plece? Ca să mănânce Ca să mănânce cea mai dulce pâine, pâinea virtuții. Și să cunoască în felul ăsta tainele cerului. N-au trecut multe zile și mâniosul și sora lui s-au hotărât să meargă iarăși la părintele. Pe drum și-au amintit ce minciunele îi spuneau mamei ca să scape de micile obligații și treburi în casă și i-a apucat râsul. Te cuprinde neliniștea, frățioare, când îți cere mama să faci câte o treabă, nu-i așa? Păi și ce? Sunt eu de vină că îmi plac mai mult jocurile și aventurile? Dar tu nu mai poți de atâta citit și învățat că nu reușești nici tu să o ajuți pe mama? Adică pretinzi că tot timpul nu mai înveți și n-ai timp să o ajuți? E, scuza asta prinde mereu la părinți. Da, ei oricum îl au ca ajutor pe fratele nostru mai mare, ascultătorul, pe care pe drept cuvânt îl numesc așa. Scuza asta că aveți de învățat și când n-aveți, cred că o mai folosiți și voi când vă roagă părinții să faceți câte o treabă. Nu? Bravo, vă! Eu mai fac. Tu mai faci. Bine, dar alți copii care se uită la noi sunt sigur că fac asta. Voi, nu știu, dacă ziceți că nu, atunci nu. Tachinându-se așa unul pe celălalt, adică certându-se în glumă. Asta înseamnă a tachina, nu? Au ajuns la părintele care stătea aplecat în grădinița lui. Copiii l-au salutat. Ce faceți, bunicuțule, acolo? Uite, smul niște buruieni cât sunt încă mici. Dacă le las să crească mari, o să sufoce legumele mele. Și vreți să vă ajutăm? A, vreau, cum să nu vreau? Sunt mai multe mâini binecuvântate. Am stropit deja bine pământul ca să se înmoaie și să iasă buruienile mai ușor. Copiii s-au așezat în genunchi lângă părintele și au început să scoată și ei buruieni. Dar ce cultivați, bunicuțule? Păi cultiv de toate, salată verde, roșii, ceapă, ardei, plante aromate și altele. Dar pentru că am găsit un pământ foarte bun, foarte rodnic, am zis să cultiv și puțină iubire, puțină smerenie, multă răbdare și și orice alt lucru dă rod bun. Numai că, vedeți voi, împreună cu astea au ieșit și buruieni. Iar buruienile sunt defectele mele. Acum ce să fac? Pe care să le las și pe care să le scot? Că buruienile sufocă plantele bune și... nu merge așa. Să scoatem buruienile, a zis mâniosul, apucând cu putere o buruiană mare. Aoleu, ce rădăcină are! Ia uitați-vă! Ei, uite, asta seamănă cu înfumurarea noastră, le-a spus părintele copiilor. Dacă nu o dezrădăcinăm de la început, prinde rădăcini adânci și devine patimă. Înfumurare, voi știți ce este. Toți. Bine. Și eu scot foarte greu buruiana asta, de la mine. Nu, înfumurarea. Știam ce grozav sunt și mi-e tare greu să o scot. Adică toată lumea o scoate foarte greu. Dar e important să fim atenți la ea. Voi însă puteți să nu o lăsați să crească. Vedeți, când eram la vârsta voastră, nu mi-a spus nimeni să am grijă la asta. Mi-a mai spus tata și eu nu l-am ascultat. Așa. Dacă nu o dezrădăcinăm de la început, prinde rădăcini adânci și devine patimă. Ce sunt patimile, părinte? Și cum se cultivă? Patimile sunt defectele noastre. Dacă nu le scoatem din sufletul nostru cât mai devreme, se înrădăcinează de-a binelea și pe urmă ies foarte greu. Ca urzica, când e fragedă, o scoți dintr-o dată și cu mare ușurință. Dacă se întărește, îți sângerează mâinile. Ambiția a început și ea acum să tragă cu zel de buruieni și să le arunce departe.
Ce scoți tu așa repede?" a întrebat râzând părintele. "Minciunile noastre. Uite, scot, scot, scot și nu se mai termina." Dar știți care este mama minciunii? Ipocrizia. Și oriunde există minciună, nu există iubire. Ce înseamnă ipocrizia? Vreau să întreb. Asta ai vrut să întrebi. Da. Și eu n-am apucat, nu te-am lăsat să întrebi. Ce înseamnă ipocrizia? Ia să văd. Suntem ipocriți când nu spunem adevărul, când vrem să părem altceva decât suntem, când nu spunem ce gândim, când mințim ca să avem folos din asta. Mâniosul i-a cerut surorii sale să-l ajute să scoată și o altă buruiană mare. Au tras amândoi cu putere și în momentul când a ieșit, au căzut amândoi pe spate. Dar asta ce buruiană era care nu voia să iasă? Asta, a spus băiatul, era lenea. Lenea noastră, surioară. Sau lenea mea. Și a făcut semn cu ochiul. În momentul ăla a sosit în curte la părintele o fetiță de vârsta lor, Bucurie, cu încă 3 frățiori. Părintele s-a ridicat și le-a urat bun venit. Bunicuțul, le-a zis fata, iertați-mă că n-am mai putut veni de atâta timp, dar s-a îmbolnăvit mama noastră și acum eu o ajut să gătească și am grijă de frații mei mai mici. Bravo ție! După cum vezi, n-am rămas fără ajutor. Binecuvântat să fie mâniosul și sora lui. Apoi, întorcându-se spre ei, le-a propus să facă o pauză ca să se odihnească și să le facă cunoștință cu noii veniți. S-au așezat toți pe bușterii din curte, în timp ce părintele s-a dus să le aducă ceva dulce. Tu știi să gătești?" a întrebat-o pe fetiță, foarte mirată ambiția. M-a învățat mama. M-a învățat așa, mai mult în joacă. Dar mie cel mai mult îmi place să citesc, chiar dacă n-avem multe cărți acasă. Însă bunicuțul îmi împrumută destule cărți și mă învață multe lucruri. Așa că de aici plec întotdeauna bucuroasă, chiar dacă uneori se întâmplă să vin supărată. Păi, dacă vrei, putem să-ți dăm și noi cărți, s-a oferit ambiția. Da, și avem și jocuri, a zis mâniosul. Mulțumesc, mulțumesc, sunteți foarte drăguți. Frații mai mici ai fetei, auzind de jocuri, s-au apropiat de mâniosul și i-au destăinuit. E adevărat că poți să ne dai jocuri de la tine? Părinții noștri au foarte rar bani ca să ne cumpere. Bătrânul tocmai se întorcea. Ați văzut cum copiii nevinovați nu știu să se prefacă? Sunt fără viclenie și spun mereu adevărul, le-a explicat bătrânul în timp ce îi servea. Înduioșat, i-a îmbrățișat și i-a sărutat pe cei mici și pe urmă s-a așezat mai aproape de ei ca să audă ce mai e nou. Înainte să plece, părintele le-a dat băieților câte un coș plin cu fructe și legume, iar Bucuriei 2 trepte frumoase de scară din lemn. Tot urcând câte 2 trepte, în curând te și văd frământând pâinea cea dulce împreună cu virtutea, i-a spus zâmbitor părintele, luându-și rămas bun de la ei. Mâniosul și ambiția, văzând-o pe Bucurie că se depărtează cu 2 lemne în brațe, au simțit cum în inima lor se înfige ghimbele invidiei. Fără alte cuvinte, s-au întors să continue cu scosul buruienilor. Dar cei copii? N-ați terminat? Mai avem multă treabă. Păi ce v-a rămas? Ambiția a apucat ceva mărăcin și trăgând tare murmură. Invidia, mânia și altele multe. Bătrânul a încercat să-i mângâie. Fă-ți exemplu de la florile sălbatice. Vedeți, fiecare se bucură de culoarea și parfumul pe care l-au și nu se invidiază una pe alta. Poate că a venit timpul să învățați să transformați defectele voastre în puteri care să biruiască răul. Păi, asta n-am mai auzit. Cum se poate face? N-am zis că atunci când există voință, totul este cu putință? Să începem cu mânia. Putem să ne mâniem pe greșelile noastre și nu pe ale celorlalți. Și invidia,
care este o travă a sufletului. Putem să o prefacem în sirop dulce. Ei, poftim, cum adică? Cum se poate una ca asta? Păi să invidiați calitățile pe care le au alții și să încercați și voi să imitați. Adică, tu, mâniosule, să folosești încăpățânarea ta cu un scop bun. Să urci cât mai curând la casa virtuții. Iar tu, fata mea, de acum încolo, să folosești iubirea de slavă, ambiția ta, pentru a cunoaște tainele cerului. Cât despre harisme, tuturor le dă bunul Dumnezeu. Sunt darurile harismele? A, voi știți ce, că nu m-ați întrebat. Nu, nici idee. Sunt daruri de la Duhul Sfânt, pe care le avem cu toții. Am înțeles. Da, m-am prins. Cât despre harisme, tuturor le dă bunul Dumnezeu. Și vedeți, fiecare pasăre are darul ei de a cânta și cilipitul ei. Așa cum fiecare pasăre are darul ei, tot așa aveți și voi. Dar este bine să nu vă ascundeți harismele sub pălăria de paie. A venit deci vremea să le puneți în valoare. Altfel, o să invidiați pe alții și o să vă împotmoliți. Din ziua aia, cei doi frați au pus un nou început. Cu ajutorul lui Dumnezeu, au încetat să mai spună minciuni, să se enerveze pentru orice lucru de nimic și să invidieze pe cele bune ale altora. Bucuros de progresul copiilor, părintele le-a dăruit după puțină vreme și alte două trepte la scara lor. Treapta blândeții mai întâi și apoi pe cea a adevărului. Mâniosul stătea pierdut de ceva timp, privind pe fereastră la domnul Fericire și la fiul acestuia, Hârnicie, care veniseră să facă o magazie în curtea lor. După cum își trăgea piciorul, copilul acesta părea să aibă o problemă și cu toate acestea lucra neîncetat. Și-a pus în gând să meargă să stea de vorbă cu ei, dar îi era teamă ca nu cumva mama copilului să-l pună și pe el la treabă. Așa că s-a dus o caute pe sora lui, care era în camera ei, aranjându-și lucrurile în dulap. Ei, cum? Se poate așa ceva? Sora mea a devenit gospodină? Păi, m-am gândit să scap de o parte din haine și de jucăriile care nu-mi sunt necesare. Uite, am umplut deja două genți. E de speriat câte lucruri adunăm. Și multe dintre ele sunt noi. Totuși nu le folosim niciodată. Stai să vezi câte lucruri stau îngrămădite și în camera mea. Păi, de ce mai stai? Nu vrei să începi să aduni și tu câte ceva ca să le dăruim familiei? Bucuriei? Grozavă idee! Dar mi se pare plictisitor. Munca asta o să ne ia o grămadă de timp. Ei da, și eu mă plictiseam, dar m-am gândit câtă bucurie o să le aducă aceste mici daruri, așa că m-am hotărât. Mai întâi să mergi la mama să o ajuți, căci te-a căutat. Ei, sper că nu vrea să o ajut la vreo treabă grea. Du-te, du-te și nu te mai teme atâta. Mama lor, pe care aici, în cetatea lui tu, toți o numesc Darul lui Dumnezeu, i-a dat mâniosului o tavă cu mâncare pentru domnul Fericire și fiul său. Ce mare e tava asta! Cum o voi ridica? Mi-e teamă ca nu cumva să cadă. Păi ce te vaiți atâta? N-ai brațe? Uite ce treburi grele face Hârnicie și e cu 2 ani mai mic decât tine. Până la urmă, mâniosul s-a dus lângă copii. Hârnicie, tu nu obosești de atâta treabă? L-a întrebat șovăitor mâniosul. Eu nu suport. Eu nu suport. Abia dacă încep să lucrez ceva și îndată renunț. Ei, n-ai experiență din cauza asta. Dacă pe mine mă vede mama că stau ziua în pat, vine imediat să-mi pună termometrul. Crede că sunt bolnav. Toate țin de felul în care te obișnuiești, a spus domnul Fericire. La început, Hârnicie venea să îmi țină tovărăș, să-mi țină companie și să-mi dea câte o unealtă așa, ca să nu piardă vremea degeaba.
Pe urmă, încet, încet, a prins curaj și a început să facă singur anumite lucruri. Acum, fără ajutorul lui, nu mă descurc nicio zi. Dar și el, bineînțeles, primește o răsplată pentru asta. Cum te-ai apucat tu, Mircea, să-l ajut pe tatăl tău să facă postament pentru stupii pe care o să-i luăm, nu? He? O să ai o răsplată pentru asta. Da, păi al bine și stupii o să fie răsplată. Păi da. Miere? Și mierea vine după aia. Dar pe Mircea mai mult îl interesează albinele decât mierea. Ok. Dar cu lecțiile la școală cum merge? Slavă Domnului, îmi fac și lecțiile. De când am început să lucrez, am devenit mai puternic. În timp ce pe vremea când nu făceam nimica, eram cam moale. Dacă vrei și tu să te întărești, hai să lucrăm împreună. Mâniosul însă nu s-a grăbit să răspundă. Nu e nicio boală mai mare ca plictiseala, a spus domnul Fericire. Munca nu te lasă să te plictisești. Și în schimb și mai mult este adevărată sănătate. Când lucrează trupul, lucrează și mintea. Și dacă o faci cu bucurie, uiți și de oboseală. Bunicul meu avea 90 de ani și mergea încă la câmp, la fel și tatăl meu care are acum 80. Cât despre minte, brici. Copiii s-au amuzat auzind acestea. Deodată mâniosul s-a ridicat, a luat tava și s-a dus să-i ducă cafeaua domnului Fericire. Cei doi frați porniră încărcați cu lucrurile spre Casa Bucuriei, care era de cealaltă parte a cetății lui Tu. Ea a însoțit din fericire și săninătate ca să le arate drumul, căci casa era mică, afundată între copaci și flori și ar fi găsit-o greu singuri. Când au ajuns acolo, a fost o adevărată sărbătoare, pentru că cei mici au văzut pentru prima dată așa de multe jucării frumoase, că săreau în sus de bucurie. Mama copiilor era bolnavă, dar s-a ridicat în picioare să le dea câte o prăjitură făcută de ea însăși, neștiind ce să facă și cum să le mulțumească. Bucurie a luat să încerce una câte una rochițele aduse de ambiție, țopăind de bucurie și neștiind cum să-i mulțumească mai frumos. N-am avut niciodată rochițe așa de frumoase. N-aș vrea să te lipsesc de ele, sunt noi nouțe. Iar eu mă bucur că ți se potrivesc așa de bine. Și mai mult decât alta, pentru că am dobândit o nouă prietenă, mă bucur și mai tare, i-a spus ambiția îmbrățișând-o cu drag. Mâniosule, zise unul dintre băieții mai mari, toate jocurile și jucăriile sunt nemaipomenite, dar cel mai mult îți mulțumim și pentru cărțile pe care ni le-ai adus, în special cele de povești. Când au plecat de la familia Bucuriei, cei doi frați și seninătate și-au dat seama că, de fapt, bucuria pe care au primit-o ei a fost mai mare decât bucuria celorlalți. Au fost așa de fericiți să vadă ce bucurie au produs la ceilalți copii. Pe de altă parte, le părea rău că mama acelor copii era bolnavă. La un moment dat, pe drum, ambiția a propus să treacă toți pe la căsuța părintelui ca să-l salute, dar pentru că seninătate mai avea de terminat câteva lecții, iar mâniosul îi promisese domnului Hărnicie că o să întoarcă repede să-l ajute, fiecare a luat-o pe alt drum. Bine, bine, nu vă faceți griji, vă scuz eu! I-a liniștit ambiția. Ca de fiecare dată, părintele a primit-o bucuros și a ascultat-o cu atenție. Pentru mama Bucuriei să nu te necăjești. Roagă-te doar, pentru că este o femeie care face multă milostenie și Dumnezeu nu o să lase nerăsplătită jertfa ei. O să vezi că în curând o să se facă bine. Oh, ar fi grozav, bunicuțule! Dacă am ști cât de mult bine face boala pentru cel bolnav, dar și pentru cei care îl îngrijesc, n-am mai deznădăjdui, nu ne-am mai speria așa de ușor. Cât despre mâniosul, mă bucur tare mult că a început să lucreze. Deși nu mă temeam pentru el, fiindcă știu că este isteț. Acum s-a aprins înăuntru lui ca o flacără dorința pentru muncă și sper să nu se stingă. Dar și tu, copila mea, să ai mereu o bună dispoziție pentru tot ce ți se cere,
Pentru că dacă cineva nu vrea să lucreze, cum poate pretinde să primească și mâncare? O să-i spun negreșit toate sfaturile dumneavoastră fratelui meu. E și el puțin supărat pentru că am cam neglijat scara noastră, i-a spus ambiția, luându-și la revedere de la părintele. Dar a fost foarte mirată, văzând cum bunicuțul a luat încă două lemne ca trept de scară, pregătindu-se să îi le dea fetiței. Ce sunt astea? Una este treapta hărniciei, adică a iubirii pentru muncă, pe care o câștigă oricine și înfrânge plictiseala, lenea, iar cealaltă este treapta iubirii de oameni. Copilul meu, Dumnezeu iubește mult pe cel care dăruiește cu bucurie și mai ales când dă ceva din strictul lui necesar. Dar dacă se întâmplă ca cineva să nu aibă ceva să dea, atunci poate să dea un cuvânt bun celui îndurerat, căci cuvântul bun e gratis. Și cu toate astea oamenii, poate că voi n-ați observat încă, sunt foarte zgârciți când e vorba să spună cuvântul bun. De asemenea, iubire de oameni este și dacă ai grijă cu dragoste de un bolnav sau de un om vârstnic. Bătrân, ce bine ar fi să punem în aplicare toate cele pe care ni le-ați spus. Acum însă nu-mi vine să cred că am primit așa de ușor cele două trepte. Dragi copii, nu v-am spus că nimeni nu vă mai prinde din urmă de îndată ce ați făcut o bună rânduială? Așa ajungeți să urcați din două în două trepte scara virtuții. Când o să vadă mâniosul cele două trepte, o să sară în sus de bucurie. Ei bine, bine, aveți grijă nu cumva să fiți neatenți de prea multă bucurie, să vină cel viclean și să vă arunce jos, pentru că atunci o să o luați iarăși de la început. Da, sigur că da, bunicuțule, a promis fetița. Și strângând bine în brațe treptele, a alergat la scară să le bată în cuie. Eu nu cred, sunt chiar sigur că e timpul să ne oprim. Nu! Niciodată! Ba da, e timpul. Mai urmează. Păi ce, vreți să termin cartea acum? Da!